Hai mă, ușor, bă! Și dacă bei foarte mult, ei nu spun fiola. Cu una pe pistol, cu lanterna în mână așa și se uita la mașina. Salut, sunt Andy și astăzi facem un vlog cu... Andrei. Andrei. Și cu ce mașină facem vlog, Andrei? Un Camaro SS. Yeah, it's a trinity, you don't know. Yeah, we still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Jeez. Bad man, Jamaican. Ce înseamnă SS? Răcire în scaune, încălzire în scaune, trapă. De exemplu, diferența dintre 1 SS și 2 SS sunt opțiunile astea. Deci, practic, sunt pachete de echipare. Exact, exact. Lasă mai ușor că avem limite de 55 de mil la oră și nu vreau să avem probleme pe aici, prin America. De cât timp ești în America? De aproape 5 ani de zile. Și n-ai avut probleme cu poliția să te oprească? Că văd că ești vitezoman. Am avut două incidente. Vezi? Se putea? Am auzit că aici sunt mai răi polițiști. Ai sheriff, police regular și task force, care sunt pentru racing. Și troopers, care sunt cei mai răi. Sunt cei mai răi. Și am fost oprit de troopers prima oară. Câți ani aveai? De 17 ani. Nici n-aveai voie să ai permis dacă erai român. Da, aveam permisul de un an de zile. Ce făcusei? Mergeam spre mare, fix mergeam spre Corpus Christi. Corpus Christi este ca un Miami al Texasului, pentru cei care nu știți. Dacă vrei să-ți iei un Camaro din România, știi care e buba cu ele? În general, cu mașinile americane din România trebuie să ai mare grijă, pentru că multe sunt aduse epave direct din America și vândute pe câteva mii de euro acolo, reparate cine știe cum și apoi vândute la preț de mașină neaccidentată. Pentru că în America, asigurările nu stau la discuții, declară imediat dauna totală când lovești mai zdravă în mașină. Și cum faci să nu ți-i țeapă totuși? Simplu, înainte să te duci să verifici mașina, o verifici pe car vertical, cu vreo 70 de lei. Cere seria vânzătorului, dă-i click pe linkul din descriere pentru 20% reducere sau folosești codul Andy Popescu direct pe car vertical și bagi seria mașinii. Cea mai bună demonstrație este să vă dau niște exemple. Hai să vedem. Exemplu 1. Un Camaro din 2016, roșu. Kilometrajul arată corect, 29.000, dar uite o daună în 2018, după care a fost vândută ajungând în România în 2020. Din poze vedem avaria. Măricică, dar nu imposibil de reparat. Șifonată caroseria în față, dar în spate este ok. Al doilea Camaro din 2017. A avut o daună în 2018, iar epava ajunge din America în România. Vedem și valoarea daunei, 24.000, ultimul kilometraj înregistrat, 44.000. Iată dauna din 2018. Airbag-ul sărite, capota boțâtă, sigure bubuite și la articulații. Hai să luăm repede și al treilea Camaro. Mai nou, 2020, avariat în 2021, care are aceeași soartă. Ajunge pe străzile din România în 2022. Din poze, vedem că a fost ceva mai norocoasă și a luat-o în față pe partea șoferului, dar nu au sărit airbag-urile. Nu e așa că stai mai liniștit când poți vedea ce istoric are mașina, ce trecut are, ce accidente a avut. Nu trebuie să te ferești neapărat de mașinile cu accidente. Trebuie să știi ce accident a avut, să verifici dacă a fost reparată corect și să poți negocia prețul. Dacă vrei să verifici și tu o mașină chiar acum, ia-i seria, intră pe linkul de aici din descriere sau intră pe Car Vertical și folosește codul de reducere Andy Popescu și ai 20% reducere imediat. Iar acum, hai să continuăm vlogul cu acest Camaro. Și aveam undeva la 84 de mile în limită de 75. M-a oprit pe dreapta, prima oară am crezut că nu vine pentru mine, că era autostrada goală și am zis că nu oprește pentru 10 mile peste, că de obicei dacă intrebi pe american sau așa în general, aici, poți să mergi 10 mile peste, nu este o problemă. Da. Și am zis că, na, fiind autostrada goală, nu vine acum fix pe unde era și 7 dimineața. Și m-a tras pe dreapta, s-a dat jos, prima oară a venit cu lanterna, s-a uitat prima oară mașină. A venit cu mâna pe pistol, că așa vine ăștia. Da, cu mâna pe pistol, și cu, efectiv, cu lanterna în mână așa și se uita la mașină în spate, pentru că dacă mă ducea la mare, era mașina un pic, aveam bagaj înăuntru. S-a uitat prima oară la centuri. Și după aia m-a întrebat dacă te grăbești. Dacă e vreo de ce mă grăbesc, dacă e vreo urgență. Și am zis că nu mă grăbesc, nu. Așa merg eu. Așa, da. N-am observat că aveam 84. Eu am zis prima oară că aveam 80. Aha. Și mi-a dat amendă, am primit o amendă. Cât? $350. Fiindcă a fost prima mea amendă, am făcut un safety course și i-a dat dismiss. Aha. Plătită cursul, care a fost undeva la $130. Și ai învățat ceva din cursul ăla? Da. Pe acel curs se focusează foarte mult pe don't drink and drive. Da? Da, foarte mult. Foarte mult. Deci arată niște cazuri care efectiv pe mine m-au marcat. Da, o săptămână nu mai conduci nici cu viteză, nici băut, Bine, eu nu conduc, n-am conduc niciodată băut. De ce? Pentru că aici mi se pare că ai voie să bei puțin. Și unii beau mai mult decât au voie. Dar și dacă bei foarte mult, ei nu spun fiola. Ei te pun să merg, să mergi pe... Oh, hell. How you doing? 10. All right.
All right, well, you got a pretty good balance. Thank there, you. I want you to step, bump, step, bump, bump, step, bump, step, bump, bump. 5, 6, 7, 8. Step, bump, step, bump, bump, step, bump, step, bump, bump. What would be good is if you hitch kicked and then you kind of did that and then a barrel turn and then ha, you know? That was good. That would be... That was really good. You a dancer? No. Not a. I'm just drunk. Gotcha. Up against you, the vehicle right now, you, sir. You're going to jail. Mama mea s-a dus odată la un restaurant cu colegii de la muncă. Și tot, efectiv toată lumea bea și era cu mașina. Și mama se uita la ei, efectiv, nu înțelegea, adică ce se întâmplă. Ce lucrează mama ta? Lucrează în supply chain management, în petrol. Cu ce mașină face vlog? Este un Chevrolet Camaro SS2 cu un motor de 6,2 litri. Așa se conduce mașina asta, văd. Da. Este un, așa e. Mâinile, nu mâinile, se ține pe volan la ora 12. Mâna dreaptă se ține fie pe schimbător, fie pe cotieră și la bărbie, ca să pare interesant. 6,2 litri motor. Da, exact, motorul LT1. LT1, da. Exact ca de Corvette. Da. Ok. Corvette-ul tău are același motor, da, nu? 6,2. 455 de cai. Asta câți cai are? 400, da. 455. Același motor. Același motor. Tot o Chevrolet aia. Da. Cutia de 8 trepte. Cutie foarte bună. 2017. Cât a costat mașina? Undeva la 38.500. Fără taxe, deci out of door. Care constă în numere, mai multe documente care trebuie să le depui pentru stat. Eu am reușit să iau out of door la 38.000. Fix. Cu câte mile? 56.000 de mile, acum am 59. Da. Deci am făcut aproape 4.000, 59 jumate, am făcut aproape 4.000 de mile. Când era mașina? Cu 4 săptămâni. Nu, 3 săptămâni, acum 3 săptămâni. Ce? A fost super tare că tu mi-ai dat mesaj când ai văzut pe Instagram că vine în Texas? Da. Și eu uitasem că am făcut vlog cu tine. Da. Te jur. Acum cu câte vloguri am făcut? Deci am făcut sute de vloguri, dacă am uitat că am făcut vlog cu tine. Ce facultate ești? În Rotterdam. A, ești la facultate în Rotterdam? Da. Păi și atunci tu aici vii doar în vacanță sau cum faci? Da, acum am venit în vacanța de vară. Acolo în Houston e mai scumpă benzina? Galonul este la $4. Aha. Dar la altele poți să gândești la 3.6, 3.5. M-am gândit și ce să fac în Europa dacă mă aș duc. O să pun un flex fuel pump și o să-i pun benzină E85, care răcește mai bine motorul, deci îți îmbunătățește și performanța cu 15%. Dacă ai fi cumpărat mașina asta din Europa, ar fi fost mai scumpă, de exemplu? Da, m-am uitat. Da, pe mobile costă undeva la 50.000, 55.000. Păi da, trebuie să faci socoteala cu cât te costă transportul și vama. Da, transportul e 3.000. Transportul 3.000, în total m-ar duce cu tot cu transport și cu vama undeva la 12.000 de euro. Ok, și cu 35 și cu 12? 47. Și cât era pe mobile? 50. Deci nu scotești mare. Da, este... Dar ai avantajul că are foarte multe modificări deja. Da, exact. Nu? Da. Toată partea din față e bara, capota, toate roțile sunt de zele 1. Mereu când mă duc la car meet-uri cu mașina, toată lumea crede că e un zele 1. Și cum de te-ai hotărât la mașina asta? Prima oară am vrut să-mi cumpăr un BMW M5 F10. 560 de cai. Da. M-am gândit să iau ceva care nu vezi mereu pe străzi. Nici aici nu vezi foarte multe Camaro-uri. Plus că mi-a plăcut foarte mult body style-ul a mașinii și interiorul. Arată foarte bine. Dar cam tremură așa un pic capota, adică văd că tremură. Capota are o problemă. Când am montat-o, nu i-am făcut fitment-ul foarte bine și capota pe partea ta stă un pic ridicată și ai când intră aerul de dedesubt, da, aia. Că trepidează foarte. Da, rău. Trepidează. Mă aștept în orice secundă să zboare capota. Nu, a fost testat. Aici e supercharger Tesla, vezi? Da. Sunt foarte ai multe. Ai mers cu Tesla? Nu. N-am mers până acum cu Tesla. Nu știam cum să aduc vorba de Tesla. Hai mă, ușor, bă! Îți place foarte mult pachetul ăsta pentru că este foarte tunată mașina. Da. Știi cumva cine a avut? A avut-o ceva despre fostul proprietar? Deci mașina a avut un singur proprietar. Băiatul care avea mașina avea o colecție de vreo 45 de mașini. Este un rapper din Houston. Da? Nu-i cunosc numele, dar așa mi-a spus cei de la reprezentanță. Auzi, dar asta nu prea pare carbon în interior. Nu. E plastic. Da. Dar carbonul... Și ăsta pe care l-am luat eu după Amazon nu este... Bă, arată bine. E low budget, dar arată bine. Da, exact. Și fuge 450 de cai, da. Crezi că e ceva. Da. Ce-ți place și ce nu-ți place la mașină? Ce-mi place este felul cum merge, cum schimbă, cum schimbă cutia vitezele, cutia.
sunetul mașinii, body style-ul, cum arată mașina, bine, acum influențează și faptul că are foarte multe elemente de carbon, oglinzile, da, capota. Dar chiar sunt de carbon oglinzile sau? Nu cred, nu, okay, cred că sunt la fel cum... Plastic, da, care este carbon plastic, look. Exact, exact. Dar nu contează, arată bine. Da, exact. Adică ce te interesează că scutești, că la carbon șmecherie e că scutești o grămadă, da, de... Da, scutești o grămadă de greutate, dar mașina nu este făcută, adică, pentru... Important e să arate bine, știi? Da, nu e făcută pentru performanță. Adică mi-ar plăcea o mașină care să arată identic cu Lamborghini, da, unul la unul, știi? Și se coste 20.000. Exact. Merge așa, pa, pa. Meanwhile, back in the lowlands. Se vede că este întreținută foarte bine. Adică m-am uitat pe istoric. Da. Și serviciul la mașină a fost făcut din 5 în 5.000 de mile. Ai verificat-o pe car vertical? Pe, avem, nu, pe... Nu verific eu pe car vertical, ia să vedem ce apare. Ai, ai actele? Da, sunt în torpedo. Ia să vedem, domnule. Îmi place să verific mașini pe car vertical. Și eu am verificat, pentru foarte mulți prieteni. Da? Le sper eu când vor să-și cumpere mașini, mereu le spun. Pentru că nu știi de ce ne întâmplă. Poate să fie mașina, normal, efectiv, cum zic, țiplă, poate să fie, dar și, e... Și mai ales faptul că dacă a fost avariată, poți să mai reduci prețul. Exact, poți să negociezi. Și să te uiți neapărat unde a fost reparată, cum a fost reparată, ca să știi unde să te uiți. A fost lovit în față, te uiți în față. Băi, am o să văd cum a reparat-o bine, da, sau... Da, exact, poți să te uiți. De exemplu, dacă a avut frame damage, la fel. Asta bine, nu recomand la frame damage. Da, dacă... acolo trebuie să reducă prețul ca lumea, știi? Chiar sunt curios ce apare la mașina ta. Vede acum că e furată în două țări, luptată peste cap. Now heading westbound, approaching Biltmore Mall. Okay, she went out. La cealaltă mașină. Asta nu a avut niciun fel de accident. A, niciun fel de accident? Nu, la cealaltă mașină. La cealaltă mașină. Da, mă. Apare bine. Apare cu kilometrajii 91.000. E țiplă. Deci, no damage found. E bine. Chevrolet Camaro. 6,2 litri. Head title changed. Da, e curat. Bravo. Deci, concluzie. Ce-ți place și ce nu-ți place la mașina asta? Îți place cutia, cu schimbă. Exact. Ce nu-ți place? Spațiul în mașină. Spațiul în spate este foarte extrem de limitat. Foarte mic. Acum are undeva la 16 mile pe galon, dar nu cred că este foarte accurate. Eu am căutat pe internet și spun că consum average este undeva la 17 mile pe galon. Aha. Ceea ce nu este mult. Bun, deci consumul nașpa, cutia cu schimbă e bine. Și spațiul în mașină. Spațiul e nașpa. Și altceva nu pot să-i găsesc. Și îți place cum arată. Da. Ce modificare vrei să-i faci? Deci, aș vrea prima oară să-i pun flex fuel kit-ul, care mă ajută pentru putere și pentru consum. Pentru că consum, o să consume mai puțin. Doua modificare pe care vreau să fac este un intake, filtru de aer. Că motorul e expirat. Da. Și headers. Și... Aha, șerpișori. Da. Și cu toate modificările astea ajunge undeva la 550 de cai. Hai să vedem ce să facă mașina. Dispatch advice: Andy Popescu is driving. It is possible to experience some shock in the engine. Șoc cu motor. Fuge ceva. Fuge. Să nu ia poliția. No, că avem 70 aici, e ok. Îmi place că e confortabil. Da, totdeauna apreciez. Scaunele mi se par foarte confortabile și da? Am simțit și în curbe, te ține foarte bine scaune. Asta o să schimbe? Aha, da. Și dacă schimbi, îți arată performance. Să știi că asta mi-arată și la curvetul meu. Da? Am pus o poză pe Instagram cu mașina ta, să lăsăm oamenii să ne întrebe ei, direct. Prima întrebare, este mai economic decât un Mustang de 2.3 EcoBoost? Nu se compară, ce se compară un motor de 2 litri cu 6 litri? N-are treabă. Real? Cât costă întreținerea? Încă nu am făcut întreținerea mașinii, dar probabil că maxim $200. De ce Camaro și nu Mustang sau Dodge? Da. Mi-a plăcut mai mult arată felul mașinii, da? Mustang vezi pe toate drumurile. Și încă o dată, da, Dodge și Mustang vezi peste tot, chiar și în America. Mi se pare că în America nu vezi atât de mult Camaro. Cât costă jantele? Jantele costă undeva la $2000, nu sunt luate de mine. Da? Da. Sunt jante de ZL1. Se învârte bine? Da, se învârte foarte bine. Da, pentru că are foarte mare cuplu. Din cauza că are motor foarte puternic, are cuplu foarte puternic. Și pentru că are cuplu, imediat la erupt aderența. Da, exact. Să te învârți, trebuie să rupi aderența. Și atunci, având un cuplu foarte mare, n-are mulți cai, dar are un cuplu foarte mare. Adică, ce înseamnă cuplu foarte mare? Înseamnă că trage tare de la turații jos. Am ținut verde. Stant.
Eu simt și când sunt la viteză, de exemplu, la 70 de mile și accelerez, câteodată o simt că... Funge puțin, da. De ce nu Shelby Cobra? Nu s-a putut. Era prea scump. Atât s-a putut. Dacă recomandă ca un tânăr să se mute în America, cu siguranță pentru că aveți foarte multe oportunități. Da, te duci la Europa. Da, exact. Nu. Recomand. Recomand, eu plec. Nu, fără glumă, aveți foarte multe oportunități. Cât de periculos e să stai în Texas? Nu este periculos. Dacă este treaba ta și nu cauți nod în papură, nu pățești nimic. Dream car-ul vostru. Care este, Andy, dream car-ul tău? Aventadorul. La mine M5 F90. Are soft? Nu, mașina este complet stock. În afară de evacuare, are un muffler, nu muffler delete, s-a schimbat mufflerul. N-are soft, dar uite cum fuge. Da. Oh! Bă, da, e puțin instabilă, să știi. Da, ai observat față, da, da, se duce... Adică chiar se duce, o simți așa cum joacă, știi? Why white and not bumblebee? Pentru că arată mai bine white. Alta s-a văzut. Are iubită, vrea, are iubită. Întreba o gagică sau un tip. What? I'm not gay. I'm not gay. It was a joke, guys, come on. Vezi? Mamă, ai văzut cum se învârte? Se învârte imediat. Aseară am avut o grămadă. Dar vezi că se redresează foarte bine asta zi. Imediat da. se redresează. Se redresează pur imediat. Mamă, dar cred că are cauciuc, cred că în linse, frate. Vezi, dar face așa stânga-dreapta, da. E nebună mașina. De când te-a apucat aceste pasiuni de mașini? De când te-a apucat în noi? De... Te-a apucat pasiunile. Unii se încercați cu gramatica. Ăsta-l cheamă Revine Bobby Tino Rudolf. Mai brutam M5-ul. Citește-mi legat și numele Bobby Pesma Tele. Cât ai zis? 38.000? Da. Ce treacă mă 38.000? Cu două simți. Vreau să nu mă vadă șerif. Bine, bun. Felicitări. Serios, chiar ai făcut o alegere bună. Îmi place cel mai mult că arată bine mașina. Intră pe Car Vertical și folosește codul de reducere Andy Popescu și ai 20% reducere imediat. Lăsați-ne un comentariu, așteptăm să citim cu interes comentariile voastre. Chiar o să le citim pe toate și eu o să încerc să răspund la cât mai multe comentarii. Lăsăm aici Instagram-ul tău, care e? Prisecaru_Andrei.22. Prisecaru_Andrei.22. Să știți unde să mă căutați dacă băgați la bursă. Exact. Bine, ne vedem la comentarii. Pa, Andrei. Still thumbing through the night, chance of light rain. I guess I really gotta show you about this Trini Kang. I guess this is how it is when you from the island, man. So I took a flight to Tobago, FOG down. Man's on the ends, Londonville to the sea town. Remo with a schema and a beamer with the T down. And she wanna know me, tell me baby what you need now. A little buddy. Bubble up your pop, mix the curry, go dummy. Whole fam, ice on no funny. From the veil to the veil, shout out Teddy, that's the Tuggies. Still the same ones. When it come to chats, we don't take none. Jeez. Bad man, Jamaica. Trini Tang, Global Sunset.